Hai să începem cu o întrebare destul de naturală pentru domnul Alex Zamfir. De unde această idee, conferința anului viitor? Din dorința de a face un altfel de eveniment în România, în primul rând, și din dorința de a auzi și oameni care și-au demonstrat valoarea în domeniul în care activează și care ar avea ceva de spus relevant pentru oameni, în general. Cred că foarte multă lume s-a ajuns la un nivel de saturație față de aceleași subiecte care se discută zilnic, gen politică, Elodia, fotbal, mașini și așa mai departe. Și cred că lumea ar trebui să fie interesată să audă pe cei 40 spunându-ți părerea despre România 2014. Și care sunt așteptările? Așteptările dumneavoastră ca organizator. Ce sperați să obțineți cu acest eveniment? Adică oamenii care vor participa acolo să schimbe puțin părerea despre viitor sau nu știu. Mie mi se pare că știind ce te așteaptă viitorul, indiferent că este un lucru bun sau rău, te ajută. Adică și dacă știi că mâine vine un cutremur de 8 grade, măcar ai ce să faci. Și atunci, auzind 40 de păreri foarte diferite despre România 2014, ar trebui să-ți faci o idee mai bună despre ce ar trebui să faci tu ca individ și tu ca român anul viitor. Așteptările mele sunt ca mulți oameni, mulți factori de decizie din România, fie că sunt din mediul privat sau din mediul public, să fie prezenți la eveniment. Mi s-ar părea un lucru bun pentru ei, în primul rând, apoi bun pentru noi, restul, pentru noi românii care să fie acolo, și un semn de respect pentru cei 40. Am înțeles. Marius China, dumneavoastră ați acceptat invitația domnului Alex Zamfir la această conferință? Bă, dar cine e asta cu domnul? Ce? Domnul, Ea putea să ne tutui, n-am niciun fel de problemă. mai De bine ce ai cu acceptat Bă, invitația? e foarte, mie mi s-a părut foarte tare ideea, pentru că de regulă noi, când ne adunăm în conferințe și ne dăm inteligenți și nu știu, discutăm despre ce s-a întâmplat, știi? Nu despre ce s-a întâmplat, toată lumea e inteligentă. Steaua a bătut cu 3-0 pe Rapid. Băi, e așa ușor. Dar să zici ce o să facă Steaua în meciul următor, nu, e un pic mai complicat. Asta a spus de la peluză. Eu am acceptat pentru că îmi place extraordinar de tare să accept provocarea. Să ieșim din zona noastră de confort. Zona noastră de confort este să ne uităm la un televizor, la o știre, la ceva și atât. Ce faci când vorbești despre viitor? Îți dau un scris că absolut tot ce se discute acolo o să fie mai multe gherle de alea. Adică n-ai cum să vezi ce o să fie în viitor. Dar și ce se întâmplă? Când te uiți un pic în viitor, ridici privirea. Și atunci, dintr-o dată, începi să te uiți în jur. Și înțelegi prezentul. În vorbele unui nu știu care mare scriitor, ce e viitorul altceva decât un prezent care tocmai a devenit trecut? Știi, cam așa ceva. Ridici privirea frumos și începi să te uiți. Uite, de exemplu, caz concret. Concret, pe dracu. E așa. O să vorbim, poate zice unul, în curând telefoanele o să ne dea apă. Să bem apă din telefon. E o prostie așa, dar te gândești la asta și întotdeauna te uiți la telefonul tău altfel. Ia uite, mă, stai că asta are o funcție, are. Wow, dar asta e mai deșteptă decât credeam eu. Asta e ideea. Te forțează să ieși din zona ta în care mulți dintre noi băltim așa. Stăm așa și trece viața. Stăm așa și trece viața. O conferință de genul ăsta care o să fie o caterincă, dar la nivel serios. Deci dai seama ce idee o să vină lumea. Eu mă pregătesc, nu și idei de alea de vă dau pe spate. Nu știu dacă se întâmplă. Cele mai multe nu o să se întâmple. Dar ce frumos e să discuți despre asta. Și altfel înțelegi contextul, altfel înțelegi prezentul. O precizare, scuză-mă. Ce mi se pare mie important și ce le-am spus celor 40 și încerc să spun tuturor este că, ok, îi rog frumos să spună ce crede despre România, să nu bat, nu? Pe la În colegul. România, dacă tu nu ai văzut nicio nevoie. Nu vezi cum stau, zici că la biserică. Ce crede că s-a întâmplat anul viitor în România și de ce? E foarte important chestia asta, știi? Că te face să te gândești un pic, cum a zis Cristi, știi? Ridici puțin privirea, vezi, îți dai cu părerea și am avut surpriza, de exemplu, să-mi spună unele dintre personalitățile invitate, de nu știu ce să spun. Iar răspunsul meu a fost: eu vă cred, dar dacă dumneavoastră nu știți ce să spuneți, e foarte nasol pentru noi toți. Așa că sunt 40 de oameni frumoși, spun eu de fiecare dată, oameni pe care oricine din România ar trebui să-și dorească să-i audă. Ce face după aceea fiecare cu informația este, în principiul, treaba fiecăruia. Dar cu siguranță pleci un pic mai
deștept, e, cred că, cuvântul potrivit, de la această conferință. Hai să facem un mic preview despre această conferință. Ce credeți voi că va fi se va întâmpla în 2014? Așa, în linii rapide, linii... Așa, în general, orice... În general, pe domeniu sau... Aleg așa, în domeniul întâmplare, cum ar veni, Steaua o să fie campioană în continuare. Adică așa, că asta e o chestie evidentă. Ce să facem, asta e viața. Nu știu, sincer, nu știu. Dacă mă întreb dacă o să crească petunile mai roșii sau nu, eu pot să zic, eu cred că o să fie mai roșii sau... Dar nu contează asta neapărat. E ca la bursă, știi? Dacă vrei, cu future, nu știu ce, că nu mă pricep la de asta, dar știu că așa e, să transacționează pe viitor și să gândesc. Acolo e o știință întreagă, cică. Caterincă, frate, o dai la plezneală și ție. Dacă ți-a ieșit, eu am citit 40 de tone de cărți și sunt foarte inteligent. Dacă nu ți-a ieșit, ghinion. Și scurt, pac, s-a terminat. Și acolo e plezneală. Și așa e viitorul. Discuția însă despre toate alea, e colosală. Ziceai tu cu invitații care, nu știu ce să zic. Păi da, e senzațional. Când mi-ai zis, înainte, exact. Ce dracu să zic, știi? Și atunci încep să ieși din zona aia de confort în care ziceam că băltim și hai să ne gândim ce să zic despre aia, despre aia. Și încep să te deschizi, încep să te documentezi, te uiți în jur, exact ce ziceam, te uiți în jur, îți iei informații și zici, ok, eu cred că o să se întâmple aia, eu cred că, nu știu, bloggingul în care sunt eu o să fie anul viitor așa. N-am de unde să știu, dar anticipând, previzionând ceva, eu mă uit la cum e starea asta actuală și înțeleg mai multe și despre mine în contextul ăsta. Cum o înțeles oamenii care zic, eu nu știu ce să zic. Deci ai înțeles că ești pastă la anumite chestiuni. No, hai să nu mai fiu pastă. Și te dezvolți, înveți. Asta mi se pare colosal. Nu știu ce se întâmplă în 2014. Bine, tema fiind destul de generală, într-adevăr, sigur, nu putem să spunem de pe acum ce se va discuta. Discuția va putea fi dusă în tot felul de direcții. Va fi destul de interesant, cum asta e. Asta e, gândește-te că... Atunci când ne gândeam la eveniment, asta mi s-a părut spectaculos, că ai aceeași întrebare cu 40 de răspunsuri care pot fi total diferite. Chiar râdeam cu cineva că s-ar putea să fie invers. Vine primul invitat, care nu știu exact cine va fi, care vorbește primul, și după aia vezi alți 39 de oameni care zic, da, asta vreau să zic și eu. Da. Da, da, dar asta mi se pare spectaculos, că vii acolo în sală și auzi pe cineva vorbind despre România 2014, din punct de vedere economic, apoi poate să urmeze un sportiv, apoi poate să urmeze un blogger, poate să urmeze un actor și așa mai departe. Nu ai cum să te plictisești la evenimentul ăsta și nu ai cum să pleci cu ceva care să ți se potrivească, ție. Da, tema fiind destul de generală. Important e ca oamenii să rămână cu ceva după astfel de întâlnire, mai ales că personalitățile invitate reprezintă pe bucata lor, pe domeniul lor, chiar reprezintă ceva. Și ce mie cel puțin, eu trăiesc asta, că acum îmi pregătesc prezentarea, știi? Ce o să fie foarte interesant, o să fie modul în care vezi pe oamenii ăștia că gândesc în fața unei provocări. Că dacă aduci un actor să-l întrebi, cum e piesa de teatru în care ai jucat ieri? Băi, e ușor, e așa, așa, eu zic 3 replici. Dacă aduci pe un actor și zici ce o să fie anul viitor, îl scoți din chestia asta, din zona de confort și deja vezi și înveți inclusiv din asta. Cum face față unei provocări. Ce modalități abordează? O să vedem oameni, sunt absolut sigur, oameni pe care noi știam, actori, businessmen și nu știu ce, arătându-ne altceva despre ei. E extraordinar de frumos să participe așa ceva. Discutăm eventual de domenii total diferite, poate domenii în care s-au consacrat. Exact. Și e mișto sistemul competițional. Adică să ajungi acolo, știi, adică, frate... Ai o miză. Ai o miză. Ai o miză. Da, nu... E extrem de important. Oricum suntem într-o competiție tot timpul. Tot timpul suntem într-o competiție, că acceptăm, că nu acceptăm, asta e. Viața e o competiție. Acum, important e să accepți asta și să încerci să o faci cât mai frumoasă. Ori acolo e o chestie foarte frumoasă. Adică, să zici, cum, ce tare să mă supăr eu că să pierd eu și nu o să câștig niciun premiu dintre alea. Îți dai seama, păi când am stat acolo și am văzut atâtea povești faine și oameni faci și nu știu ce, păi tu oricum ești câștigat, tu pleci acolo din start cu ceva la buzunar. Cum? Aia e foarte important. Premiul ăla pe care îl câștigi, e ok, bă, nu sunt ultimul tâmpit din lume, știi? Aia ca o confirmare, să zice. Da, ca o confirmare că, bă, hai, că am fost bun, lasă-o, dracu, am fost bun, știi? Și e important și pentru tine. Dar tot ce se discute acolo, mi se pare că o să fie extrem de interesant, sper. E o situație, practic, win-win. Ambele părți vor avea de câștigat, toți oamenii care vor participa vor avea. Și faptul că îți premiști că e competiție, automat mintea ta se setează pe asta și vrei să faci ceva mai bun, să vină mai bună, da. Că altfel, dacă ai și tu, zici ceva despre viitor. Bine, și cu jumătate de oră înainte mă pregătesc eu că ce o să fie în viitor. Știi? Pot să zic orice, că eu vorbesc despre orice. Da, faptul că e în competiție, deja, ok, bă,
Măcar, nu neapărat să câștig, dar să mă fac de telecomandă. Mă pot duce acolo. Oamenii vin pregătiți, mă duce acolo și zic, ia mă și pe ăsta venit de la bere, de la conferință, nu-i bine. Și atunci, într-o dată, ce pregătești un pic altfel, mai.